disfuncțiile sexuale sunt probleme frecvente care afectează un număr mare de persoane, indiferent de sex sau orientare sexuală. Unele dintre cauzele acestor probleme pot fi de natură fizică sau medicală, dar altele sunt de natură spirituală sau emoțională. Lipsa de conectare spirituală sau emoțională cu partenerul, probleme de încredere sau rușine legate de trupul propriu, conflicte morale sau religioase cu privire la sexualitate, traume emoționale sau abuz în trecut, sentimente de vinovăție sau neputință legate de experiențe sexuale anterioare, sunt doar câteva cauze ce țin de latura spirituală sau emoțională. Există teorii care sugerează că problemele sexuale pot avea cauze karmice. Acțiunile negative sau nerezolvate din viețile anterioare pot afecta viața actuală, inclusiv viața sexuală. O persoană care a avut o relație nefericită într-o viață anterioară ar putea avea probleme în relațiile actuale, inclusiv probleme legate de performanță sau dorință sexuală. O persoană care a fost abuzată sexual într-o viață trecută ar putea avea acum probleme legate de acceptarea propriului trup sau ar manifesta lipsa dorinței sexuale. În hinduism cât și în budism, se crede că problemele sexuale pot fi rezultatul acțiunilor din viețile anterioare sau al nerespectării regulilor morale sau religioase. Există practici spirituale și ritualuri care pot ajuta la rezolvarea acestor probleme. Practicile de meditație și yoga pot ajuta la eliberarea traumelor emoționale sau la îmbunătățirea conectării spirituale și emoționale cu partenerul. Există de asemenea practici de pocăință și purificare care pot ajuta la eliberarea de problemele karmice sau de problemele morale sau religioase. În tradițiile șamanice, problemele sexuale pot fi rezultatul unui blestem sau al unui spirit rău. Șamanii se folosesc de ceremonii specifice sau de plante medicinale. De regulă, ceremoniile sunt utilizate pentru purificare sau eliberarea unui spirit rău sau a unui blestem, iar plantele medicinale sunt folosite pentru îndepărtarea traumelor emoționale și pentru conectarea spirituală și emoțională cu partenerul. În general, tradițiile monoteiste, cum sunt creștinismul, islamul și iudaismul, au abordări mai restrictive față de sexualitate și pot vedea problemele sexuale ca fiind rezultatul nerespectării regulilor morale sau religioase sau a săvârșirii unor păcate. Toate cele trei religii accentuează importanța abstinenței sexuale în afara căsătoriei și obișnuiesc unele practici de spovedanie sau pocăință pentru a ajuta la eliberarea de păcat. Important este că aceste probleme pot fi tratate și nu trebuie ignorate sau disprețuite. Terapia sau consilierea poate ajuta persoanele să-și înțeleagă problemele spirituale sau emoționale și să găsească soluții pentru a le rezolva. Dacă ți-a plăcut, dă un like și abonează-te și nu ezita să trimiți materialul unui prieten interesat de astfel de subiecte. Mulțumesc pentru vizionare!